Salutare boșilor, bine m-am regăsit la un nou vlog. După cum v-am promis, revenim cu seria cu Vita on the Stone, Beef on the Stone. Sunt alături de Vita mea, Andreea. Suntem aici la Leno, în Madeira. Suntem ultima seară în Madeira, mâine vom zbura înapoi către București. Vom ciocni un pahar de vin roșu, Boneca, da, de Madeira. După care vă vom pregăti fiecare, împreună vom face câte o bucată de vită. După cum vedeți, avem aici 300 de grame de vită, noi uităm la 200 de grame de vită. Este filet de vită, o carne, dar mult mai bună decât mușchiul de vită, este mult mai curată. O voi lăsa întâi pe vita mea să pregătească. Da? Priviți. Prietenii mei îi place să mănânce vita well done, mi-e place medium rare, de aceea vom vedea stiluri diferite de a prepara vita. Ceva, o singură bucată de altă, mai înainte, o singură bucată de altă, trebuie întoarsă. Da, după cum vedeți, deja s-a făcut o parte și acum o întoarcem în partea cealaltă ca să prindă conturul crust, da, ca să spunem așa. Dar ea încă nu este făcută la interior, însă exterior. Da, priviți bucata cum arată momentul de față. Da, excelent! Mai trebuie, da. Țineți minte de video anterior, când i-am pregătit iubitei mele bucata de vită, da? Celebra replică cum mai trebuie, pentru că într-adevăr îi place well done și atunci vita trebuie într-adevăr foarte, foarte, foarte bine. O să luăm un pic cuțitul, da, ca să vedem cum este și pe interior. Da, pe interior este încă mai trebuie făcut, da? Da, să facem cât mai bine. O să lași prietenii mei să răspundă câteva cuvinte. O să vreau și chiar la camera acolo. Ce drăguță experiență, cred că o să miros ca un grat aradiu. Ce? Să fie de neplăcut. Dar chiar sunt curioasă să faci minte în seara asta. De ce nu te apuci de treabă? Întâi am zis că facem la tine, după care facem vita la mine. Împreună și la mine și la tine. La tine vom face well done. Practic să fie neagră ca această piatră tăbăcită, carne on the side. Degetul nebun, care se știe. Iubita mea are puține emoții, nu este obișnuită cu camera de filmat, dar sunt convins că în minutele ce urmează va scăpa de emoții și se va simți excelent. Între timp putem să mai ciocnim un pahar de vin. Boneca de Madeira. Da, vedeți că începe să prindă culoare, deja este destul de negricioasă. Vedem și în interior să mai trebuie, să vedem cum este. Pasă un pic pe, da, un pic de furculiță. Pare ok, nu? Da, pare ok. Eu zic că poți să le și scoți. Eu îți recomand să le pui pe farfuriuța aceea, da. Pentru că dacă le-ți... Exact. Super. Poți să le și mănânci ceva. Pregătit? Glumesc, nu m-a fript. Nebunilor, credeți că mă frige. Bun. Excelent job. Cei care nu face vita well done, pot să vă recunosc că iubita mea a făcut-o excelent. Vom trece acum pe fondostăunul meu și vom pregăti o bucată blanată de vită. Da? O să tăiem pe longitudine, cum se spune.
o bucată serioasă de vită și o vom face medium rare. Ce zici, Vito, cum este bucata asta? Cam groasă. Cam groasă. Hai să vedem cine iese. Da, am pus-o deja pe parte. Deci, hop, o întorc, da? Deja crusta se prinde. Exact, vedeți? Este o vită de calitate foarte, foarte bună. Cea mai bună carne de vită din lume. Vita respectivă, să-i spunem așa între ghilimele, adică vacile din care se face carne sunt tratate excelent, adică efectiv lor li se face și masaj, pentru că trebuie să fie foarte relaxate și să nu elimine toxine. Deci imaginați-vă că cea mai scumpă vită din lume, nu este cazul acestei vite, dar ca idee, cea mai scumpă vită din lume, probabil vacile respectiv sunt tratate mai regește decât cu orice împărat și rege de pe lumea. Da? Priviți ca la suprafață în interior, da, încă este puțin crudă, aceasta este bucata medium rare, exact, și aici la fel, bucata medium rare. Am să gust, am să dau și ție să gusti un pic, știu că nu este preferata ta. Foarte puțin. Foarte puțin. Trebuie să-mi dau ție să iei. Mai trebuie, deci vă las pe voi să scrieți în comentarii cum vă place vita. Medium rare sau well done. Și până data viitoare, v-am pupat!